dunele de nisip cu vegetație erbacee perenă. Sunt un tip de habitat specific zonei litorale al deltei, un habitat deja consolidat datorită vegetației stabilite pe acesta. Această vegetație este constituită în special din graminee înalte, plante din familia grâului, un pir de mare foarte înalt, de până la un metru, 1,20 m, cu tulpini verzi gri, un habitat special pentru cuibăritul păsărilor din zona litorală, pentru șopârle de nisip, chiar a viperei de stepă. Zona respectivă este protejată de influența vânturilor, iar animalele care trăiesc aici încep să se diversifice, fiind apărate de vicisitudinile climei. Nisipul din această zonă începe să se combine cu substanțe organice, formând un humus mai grosier, care permite ulterior ca biotopul să se dezvolte mai bine și plantele să își găsească un mediu de viață mai propice. Are un rol antierozional mai pronunțat, astfel că ulterior alte biocenoze, alte tipuri de habitate să se poată dezvolta pe el. Există în componențe chiar și din loc în loc arbuști. În această zonă, de multe ori, atunci când vegetația este uscată, există și fenomene în care ia foc ca și în zonele de savană. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.